tot ce a avut. Și un tânăr bogat s-a apropiat de Mântuitorul. Dar era un examen pentru el. El nu știa. Tinere, cât de mult iubești tu pe Dumnezeu? Cât de mult iubești tu împărăția lui Dumnezeu? Ai auzit atât de mult că a dat tot ce a avut. Și nici tânărul bogat n-a dat tot ce a avut. Când a fost să atingă, să fie întrebat, tu te vinzi tot ce ai. Și apoi vei avea răsplată în cer și apoi vină și urmează. Apoi vină și urmează. A plecat întristat de tot. Când l-a auzit, n-a fost învățat. Atât de mult că a dat tot ce a avut. Ce mult pierd oamenii când nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu în adâncimea lui, în miezul lui, în Duhul lui, în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Atât de mult că a dat tot ce a avut. S-a mai apropiat de un viitor farisei, învățători ai legii, să-l întrebe, să vorbească cu el. Dar nu a auzit de atât de mult că a dat tot ce a avut. A intrat Domnul în casa unui Simon, care cu grupul lui judecau și râdeau de Mântuitorul. Și Mântuitorul, Simone, am să spun ceva. Și auzit ce Simon și-a aflat atât de mult, că trebuie să dai tot ce ai avut. Atât de mult că a dat tot ce a avut. Atunci nu mai rămâne binecuvântare în fața Domnului și în casă pentru cel cu ogorul. Dacă te dea Dumnezeu atât de mult, că a dat tot ce a avut, păstra și ogorul, dar păstra și pe Dumnezeu. Cel care și încerca boii, dacă ar fi auzit atât de mult și a dat tot ce a avut, își păstra și boii și împărăția lui Dumnezeu. Cel ce se căsătorise, dacă ar fi auzit atât de mult, că a dat tot ce a avut, rămânea și cu familia binecuvântată și cu Dumnezeu în casă. Dar oamenii au făcut un zic de despărțire, pe Dumnezeu nu l-au înțeles să-l primească. Fraților și soror, ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu atât de mult, că a dat tot ce a avut. Un om, spune cuvântul, avea doi fii. Pe unul l-a chemat, du-te în ogorul meu să lucrezi. A spus că nu se duce. Pe altul l-a chemat, du-te și în ogorul meu să lucrează, mă duc, dar nu s-a dus. Din nou s-a pus întrebarea, atât de mult, că a dat tot ce a avut. Ce frumos este chipul și cuvântul lui Dumnezeu care se ucește peste sufletul și peste atât de mult că a dat tot ce a avut. Când Domnul Iisus cheamă pe primii ucenici, pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, ce scrie cuvântul la chemarea lui, au lăsat și corabia și plase de pești și pe tatăl lor bătrân. A lăsat tot ce a avut și a mers pe Hristos. Atât de mult că a dat tot ce a avut ca să urmeze pe Hristos. În cuvântul acela spune frumos, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Acel care nu lasă, acel și cel ce nu-și poartă crucea sa și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Cei de azi, în Evanghelia de astăzi, n-au putut să fie ucenicii Domnului. Că nu și-au purtat crucea și n-au plecat după el. Dar primii chemați, primii ucenici chemați, au lăsat tot ce au avut și au plecat pe urmele lui. Nu și-au pus întrebarea. Ce s-a întâmplat cu tatăl bătrân? Ce s-a întâmplat cu corabia lor, cu locul lor de muncă, cu fabrica care le aducea corabia aceea în fabrică, pentru că le aducea pești, le întreținea treabă. Nu și-au pus întrebarea. Ce să faci de corabie? Că va putreji sau va fi dat altora? Nu și-au pus întrebarea. Au lăsat tot ce au avut. Pentru că inima lor strălucea atât de mult că au dat tot ce au avut. Au dat tatăl, au dat corabia, au dat munca lor, peștilor. Și-au urmat pe Domnul. Pentru că au auzit o altă chemare. Veniți după mine și vă face pescari de oameni. Nu mai pescari de pești, pescari de oameni. Atât de mult înseamnă, atât de mult, că a dat tot ce a avut. Cuvântul Dumnezeu vrea să scrie și pe frunții noastre și pe inimile noastre. Să învățăm ascultarea, chemarea Cuvântului Dumnezeu. Să auzim când Domnul ne cheamă să răspundem. Când în cerul s-a făcut o strigare, cine se va duce să mântuiască neamul acesta păcătos? S-a făcut o tăcere mare, o tăcere lungă. Nici un arhanghel, nici un înger, nici un serafim, nici un răim nu avea curajul să se ducă. Numai Fiul lui Dumnezeu. Iată-mă, Tată, trimite-mă, căci în jurul cărții este scris despre mine.
atât de multe a lui. Că a dat tot ce a avut. A dat cerul, a dat împărăția. Ca să câștige o lume, să ne câștige pe noi niște păcătoși. Dar a vrut să ne învețe încă de pe cruce, de pe răstignirea de pe cruce, de răstignirea de pe cruce, atât de mult că a dat tot ce a avut. Vine acum nașterea Domnului. Când Hristos se coboară pe pământ, când Hristos bate, când Maica Domnului bate din poartă în poartă, se naște Iisus, ai un loc pentru El. Atunci n-au avut. Haideți acum să pregătim locul. Prin cântările de acum, în rugăciuni, în biserică, în adunare, haideți să facem loc și Domnul Iisus. Să putem cânta, vină Iisus în inima mea, vină iubirea mea scumpă, dar atât cu tine și dragostea ta, iar pe satanele lumea. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu. Că da tot ce a avut. Să ne ajute Domnul. Să iubim și noi pe Dumnezeu. Dar să avem grijă. Că prețul este. Prețul urmării lui Dumnezeu. Prețul ascultării. Prețul mersului pe urme lui. Este. A dat tot ce a avut. Să iubim și noi. În numele Tatălui și a Fiului Sfânt.